ziua aceasta, bună ziua de Florin, cred că se face fi și textul privitor la intrarea lui Iisus în Ierusalim. Și vreau să cânt cântarea Iisus de la mama lui plecând. Nu se mai cântă cântările vechi care le cântau frații la sărbători și la evenimente ca acestea, s-au uitat. Mă gândesc, am al treilea caiet plin de cântări. Și de multe ori mă gândesc cui va rămâne caietul și cine va învăța cântările, că am 10 copii, dar parcă nici pe unul nu îl interesează cântările vechi și cântările care le-am învățat și mi-au fost dragi și le-am scris și le-am adunat din țară. Plus că un caiet mi l-a luat Securitatea, un caiet de cântări care până la vârsta de 20 de ani ce am adunat, alea s-au dus. Puține am mai aflat din ele, dar acestea care au mai rămas vreau ca să le cânt și aș vrea să le învețe tinerii și să rămână cântările vechi, pentru că sunt inspirate din Duhul Sfânt și din Cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Amin!